În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. S-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Iubiți credincioși, acum vreo două săptămâni vă propuneam niște limite și vă vorbeam atunci ca răspuns la o provocare adresată de o fiică duhovnicească de-a mea, și vă vorbeam despre limita până la care ascultăm sau facem voia lui Dumnezeu și ascultăm sau facem voia noastră. Astăzi, iată că a venit așa un prilej deosebit de a vorbi despre o altă limită. Până când și mai ales cum ne apropiem de Dumnezeu. Cu toții ne apropiem de Dumnezeu în general, acum să ne mărturisim public, atunci când avem un necaz și ne apropiem și când are cel de lângă noi, dar foarte apropiat, vreun necaz, dar ne apropiem cu anumite limite. Despre această apropiere parcă ne vorbește Evanghelia de astăzi, în care Mântuitorul este surprins în mijlocul ucenicilor. Eu am conștiința că atunci când vorbesc despre această situație a învierii fiicei lui Iair, mai marelui sinagogii, și a vindecării femeii cele cu sugere de sânge, vorbesc de la cei pe care i-am ascultat, care au vorbit la rândul lor de la cei pe care i-au ascultat și încet, încet mă duc așa în urmă până la momentul la care îl surprind pe Mântuitorul între ucenici. Și uite ce zice Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile, mergând Mântuitorul înconjurat de mulți ucenici, a venit la el mai marele sinagogii, Iair, care i-a spus: învățătorule, vino la mine, căci fiica mea este pe moarte. Pentru că, spune Sfântul Evanghelist Luca, Iair avea o fiică ca la 12 ani, care era într-adevăr pe moarte. Dar până să ajungă la casa lui Iair, mulțimile îl îmbulzeau pe Mântuitorul și o femeie din mulțime s-a atins de poala hainei lui pentru că avea scurgere de sânge de 12 ani și cheltuise toată averea sa pe la doctor și niciunul dintre aceștia nu putuse vindeca. Și în momentul în care a pus mâna pe hainele Mântuitorului, s-a vindecat. Și atunci Mântuitorul s-a întors și a întrebat: cine este cel care s-a atins de mine? Și văzând că se face zarvă, Sfântul Apostol Petru, fiind cel mai în vârstă, a luat cuvântul și a spus: învățătorule, lumea te îmbulzește și tu întrebi cine este cel ce s-a atins de mine? Și atunci Mântuitorul a simțit nevoia să se expliciteze și a spus: s-a atins de mine cineva pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. Și Sfântul Evanghelist Luca spune: femeia, văzând că nu poate să rămână ascunsă, a spus pentru ce pricină s-a atins și cum că s-a vindecat chiar în momentul acela. Între timp au venit din casa lui Iair slujitorii și au spus: fiica ta a murit, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Mântuitorul a auzit și a zis: n-a murit, ci crede numai și se va mântui. Și au mers spre casa lui Iair, acolo a scos afară pe toți, a lăsat pe copilă și el a intrat cu Petru, Iacov și Ioan, cu grupul acesta restrâns de apostoli, cu care se suise și pe muntele Taborului să vadă schimbarea la față, pe tatăl, adică pe Iair, și pe mama copilei și, închizând ușa, a zis: fetiță, deșteaptă-te! Și s-a trezit fiica, pentru că Duhul a intrat întrânsa și a poruncit Iisus să îi se dea să mănânce. Iubiți credincioși, e adevărat că tema centrală a acestei pericope este credința. A spus Mântuitorul și femeii cu 12 ani de scurgere de sânge, cât și lui Iair: crede numai, și prin credință s-au săvârșit toate. Dar eu am să rămân totuși să vă vorbesc
despre limitele atingerii lui Dumnezeu. Până unde ne apropiem de Dumnezeu și când o facem. De Dumnezeu, dacă suntem așa cu gloata, ne atingem toți. Venim la biserică, ne împărtășim, de Sfântul Potir toți ne atingem, dar contează foarte mult credința cu care ne atingem, pentru că din vreme în vreme Mântuitorul simte o putere din El care vindecă. Ce vindecă? Ceea ce recunoaște omul că este bolnav. Dacă te duci la doctor și zici că ești sănătos, în primul rând doctorul se uită la tine așa și zice, mănâne, pe din afară nu prea se vede. Adică vezi că trebuie să dai niște kilograme jos, ai niște pungi aici sub ochi care îmi vorbesc despre rinichi, ai privirea puțin melancolică, s-ar putea să ai probleme și cu frații de la psihiatrie, te uiți într-un punct fix, deci e clar, degeaba te lauzi că ești sănătos. Ei, această atitudine, să știți, că o avem noi și în fața lui Dumnezeu, nu mai în fața doctorului. Când spune, Doamne, dăm cu tare, de parcă le-ai avea pe toate și îți trebuie numai cu tare lucru, îi poruncești Dumnezeu să-ți dea ceva. Înseamnă că te apropii de Dumnezeu, dar te apropii exact cum se apropiaseră toți cei care astăzi erau în preajma Mântuitorului. Toți se îmbulzeau și să nu credeți acum că l-a atins numai femeia care a vrut să se vindece sau l-a ținut de poala hainei numai această femeie. Nu, e posibil ca mult să se fi îmbrâncit mult mai tare decât a făcut-o femeia aceasta. Dar ce ne învață astăzi Mântuitorul? Un lucru excepțional. Că Dumnezeu întotdeauna răspunde cererilor noastre. Și anume, contează foarte mult atitudinea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu. Când îi cerem lui Dumnezeu ceva, trebuie să știm că ceea ce îi cerem nu trebuie să conțină o sugestie. Pentru că dacă conține o sugestie, Dumnezeu s-ar putea să ne lase chiar la mintea noastră, să ne dea din acea sugestie. Și la un moment dat să îți dai seama că această sugestionare a cererii către Dumnezeu ți-a făcut rău. Să știți că eu cunosc foarte multă lume și foarte multe cupluri care au ținut neapărat, domne, câte o fată, să-l iau neapărat pe ăsta. Și n-a reușit cu rugăciunea și s-a dus și a amestecat și alte lucruri, dar a vrut numai pe ăla. Păi bineînțeles că în 2-3 ani și-a dat seama că numai ăla o bătea cel mai tare. Numai ăla îi răpea toată libertatea și numai ăla putea să-i strice ideea de familie. Și iată că în loc să cere lui Dumnezeu să-ți trimită pe cineva, că știe el mai bine pe cine să trimită, noi zicem, nu, pe ăla, gata. Și nu știm că în spatele acelei imagini stă altcineva. Nu locuiește cel pe care noi l-am mandatat în mintea noastră, că e așa și pe dincolo. Nu, Dumnezeu știe de ce nu ți l-a dat în prima. De aceea, fraților, trebuie să știm până unde și mai ales de ce ne apropiem de Dumnezeu. Eu, fiind exponentul unei generații care a stat la coadă, să știți că nu s-a inventat coada acum cu hipermarketurile, ca să stai la coadă să iei niște tigăi sau două bormașine sau așa ceva. Nu, nu, nu. Acest lucru e inventat mai demult. Nici măcar de generația mea, nici a bunicilor mei. În vremea în care se stătea la coadă pentru orice, se spune că mergea așa spre casă un om și nu era supărat cât era bolnav. Și l-a apucat o amețeală. Apucându-l o amețeală, s-a sprijinit de un zid. Zid fără ușă, fără nimic, în spate de casă. Și i-a venit rău și a leșinat. E bine, când s-a trezit, în spatele lui erau deja 100 de persoane care stăteau la coadă. Și ultimul care a venit, a 101-a persoană, a îndrăznit să întrebe pe cel din față, nu vă supărați, dar ce se dă? Bineînțeles că dacă stai la coadă, se dădea ceva. Zice, nu știu că eu acum ne organizăm. Ce se dă? Câte? Nu știm. Ce, dar îmi dați voie să mă duc mai în față, să văd ce și mă întorc aici. Dar bineînțeles, s-a dus și la lângă zidul unde se termina coada, nu era niciun vânzător, nu era nici măcar un ghișeu, nu era nimic, era unul care se uita așa în jur.
Ce mă, nene, Matai ești primul? Primul la ce? Păi zic, bă, că e coadă în spatele matale. Ce da, înseamnă că eu sunt primul. Dar ce s-a întâmplat? Ce se dă? Ce, cum ce se dă? Nu se dă, nu știu, nu știu, poate se dă mai încolo, dar... Dar Mata, ce cauți? Păi mi-a venit rău și am căzut aici și când m-am trezit era coadă. E ce bine, bine. Dar dacă te-ai trezit și te-ai ridicat, de ce mai stai? Păi acum când am ajuns primul. Fraților, cam așa ceva se întâmplă, fără să luăm în derâdere, și starea la coadă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să știi pentru ce o faci. Trebuie să știi de ce te afli acolo. A, există și anumite mângâieri de orgoliu. Păi dacă sunt primul, cum pot eu să mă dau înapoi și să ratez această situație de a fi primul? Păi primul la ce? Primul la ce, la cere, cine știe ce nerozie? Nu, fraților. Trebuie să știm că apropierea de Dumnezeu trebuie să se facă neapărat în cunoștință de cauză. Poate că la o anumită coadă lumea așteaptă ceva, dar nu ne încălzește pe noi. A, nu, noi ne ducem și noi acolo. Cum este pe la moaște? Acum să știți că mi-asum ceea ce vă spun. Îmi asum cu toate riscurile. Stau oamenii bieții pe la coadă, unii nici nu știu măcar ce moaște sunt sau ce sărbătoare se află. Nu, domnule, să stă acolo. Cât ai stat? 6-7 ore și la cine? Nu știu, domnule, am stat la moaște. Domnule, moaște e în termen generic. Nu, domnule, la sfintele moaște. A, tot generic este. Am stat, domnule, acolo. Bun, nu zice nimeni. Poate că ți-ai șlefuit răbdarea, poate că s-au întâmplat multe lucruri în timpul ăsta de câteva ore cât ai stat. Dar trebuie să ai și un folos. Nu neapărat acum că duhul ăsta mercantil ne poartă de colo-colo. Dar trebuie să știi că dacă faci un efort, trebuie să-l faci neapărat pentru ceva. Imaginați-vă că pleacă cineva departe la niște moaște și își lasă acasă 5-6 copii fără să le fi gătit ceva, își lasă un soț care săracul vine la ture de 24 cu 72 și vine și nu găsește nimic, nu găsește nici măcar un bilețel unde mă aflu. Și atunci stai și te întrebi, ce e mai bine, mă, fraților? Să o iau așa rara pe câmpie să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Sau că Dumnezeu este exact acolo de unde am fugit eu? Adică în familie. Dumnezeu este în familie, fraților. Și trebuie să știm că din vreme în vreme, dacă vrem să facem cât un pelerinaj, trebuie să-l pregătim. Să-mi pregătesc familia. Mai sunt câte unii care, eu mă duc la mănăstire, stai așa, dar zic, ai copii? Da, ce? Bă, răspundem punctual la întrebare, ai copii, da, au 18 ani? Păi, bă, și-au terminat școlile, sunt pe la casele lor? Păi cum adică, da, dar mă duc la Domnul, stai frate, la Domnul te duci dacă numai dacă te ia Arhanghelul Mihail și nu știi? Atunci te duci la Domnul, dar dacă vrei să te duci și să-ți închini viața altfel, tu trebuie să rezolvi problema de aici. Dumnezeu, să știți că este exact în locul în care ne aflăm noi. Nu trebuie să stăm la coadă ca să ajungem la Dumnezeu. Suntem întotdeauna primii la coada care se așează la atingerea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este exact acolo unde suntem și noi. Ne mai amăgește însă diavolul cu tot felul de posibilități de a du-te acolo, de a du-te pe dincolo și... Asta ce înseamnă? Că ne deturnează, fraților. Trebuie să fim atenți, să ținem de coarnele plugului, așa cum zice Sfântul Evanghelist Luca, cel care se apucă să are, să stea cu mâinile pe coarnele plugului, să nu se uite înapoi. Adică dacă am luat-o pe viața de familie, mă duc înainte. Dacă am luat-o pe călugărie, mă duc înainte. Nu amestec lucrurile. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că apropierea de Dumnezeu nu trebuie să fie un gest forțat. Nu trebuie să plătim un preț pentru asta, ci trebuie să ne plătim pe noi, cu totul. Și dacă îmi spune cineva, părinte, haideți, nu știu pe unde, zic, stați așa puțin. Eu întâi să-mi rezolv enoriașii care așteaptă de la mine și n-au primit răspuns de nu știu când. Chiar mă ispitea cineva cu vreo 10 ani, cu nu știu ce parohie, pe nu știu unde, că e mare, că fii, că o pății. Zic, stați așa puțin, că eu nu mai am dreptul să mai iau decizii de capul meu. Am oameni aproape dependenți de mângâierea mea, de sfatul meu. Nu că ar fi vreun sfat, cine știe ce, dar pur și simplu s-a creat o legătură.
Zic, sunt copiii mei, nu pot să-i las așa și eu mă duc în nu știu ce câmpii, că e mai bine acolo. Este foarte important să ne facem acasă ordine, pentru că acasă este Dumnezeu, nu este în altă parte. În altă parte este altceva, este o idee a unuia sau a altuia, pentru că Dumnezeu a simțit că l-a atins cineva. Dacă eu, în drumul meu spre a merge în altă parte, mă întorc spre familie și le pregătesc tot ceea ce trebuie să le pregătesc eu de obicei, cu siguranță că acel lucru l-a atins pe Dumnezeu. Atitudinea noastră trebuie să fie una să căutăm să-L atingem pe Dumnezeu. Și mai ales Dumnezeu să se simte atins de El. Credeți că nu știa Mântuitorul cât s-au atins de poala hainei Lui? Credeți că nu știa și nu avea posibilitate să țină așa cont câți l-au îmbrâncit și câți și-au șters veșmintele de veșmintele Lui? Știa, dar pe unul singur l-a simțit, pe cel care avea credință. Cel care nu s-a dus în altă parte să-L caute pe Dumnezeu, ci s-a dus acolo cu un gând, dacă eu mi-am cheltuit banii cu doctorii, să mă duc și la cineva care nu are nevoie de banii mei, ci de sufletul meu. Și s-a vindecat prin credință. Această credință este invitația pe care ne-o face astăzi Mântuitorul. Și de aceea trebuie să rămânem conștienți asupra faptului că Dumnezeu este lângă noi. Și dacă noi încercăm să-L căutăm, trebuie numai să deschidem ochii și să-L pipăim, cam cum a zis fratele nostru Arghezi, să te pipăi și să strig, există. Dacă pipăindu-L pe Dumnezeu, ni se pare nouă că nu primim răspuns astăzi sau mâine sau poimâine, cu siguranță că greșeala este la noi. Ori nu avem prea multă răbdare, ori cerem ceva care ne-ar face rău, cu siguranță că Dumnezeu răspunde atunci când noi ne apropiem cu adevărat de El. Iubiți credincioși, dacă am ști să lăsăm toate celelalte căi deoparte, adică să lăsăm căile complicate, să lăsăm gândul că poate suntem pe o potecă greșită, și că e o scurtătură pe care nu știu care a aflat-o, să ne aducem aminte de cel care, într-adevăr, a spus, ești pe malul cel bun. Nu putem să ne considerăm altfel, de vreme ce astăzi Mântuitorul ne încurajează să spună, s-a atins cineva de mine. Ei, dar spre sfârșitul pericopei de astăzi, aflăm un alt lucru pentru care vreau să mai poposesc câteva minute. Și anume, aflăm un lucru excepțional. De cine ascultăm? Un sfat, așa zis, bine intenționat și luând în considerare condițiile, chiar era bine intenționat, cineva care merge cu tine spre doctor. Doctorul nu poate să învieze pe cineva, e clar. Și vine cineva de acasă și spune, bă, a murit, nu te mai duce că gata, nu mai e ce, ăsta nu te mai poate ajuta, că ajutorul lui e limitat la a te face bine cu medicamente sau cu o operație. Vă să zic că un alt mesaj al Evangheliei de astăzi îl consider foarte important, de cine ascultăm în viață, de sfaturile cui. Sunt foarte mulți oameni, așa zis, bine intenționați, care încearcă să te deturneze. Deci nu mai osteni pe învățătorul, adică mai las-o cu biserica. Uite aici, avem lucrurile clare. Nu te mai duce la ăștia care spun, bă, nu ne mântuim, nu ne știm până la sfârșit. Vino la noi, că la noi aici ne mântuim cu o ștampilă. Am zis-o și suntem rezolvați. Fraților, să știți că ceea ce auzim de la ceilalți poate să fie foarte, foarte lesne, deturnat chiar de diavolul. Dacă ar fi ascultat Iair pe cei din casă și ar fi spus, gata, tată, știi, învățătorule, mata, ești cu drumul mata, n-am apucat să îți prezint cazul înainte de a muri fata mea,
Să trăiești. Am plecat. Dar Mântuitorul nici măcar nu l-a lăsat să ia decizii, pentru că el, auzind, imediat i-a și dat răspuns. Vom merge, crede numai și se va mântui. N-a murit. Iubiți credincioși, trebuie să deschidem urechile foarte bine. Pe cine ascultăm și pe cine nu ascultăm? De cine ascultăm și după cine mergem? Este foarte important. Dacă tot ne-am dus către Dumnezeu, exact cum vă spuneam ieri, când zicea doamna profesoară de matematică, ca să trageți o linie dreaptă, trebuie să fixați un punct. Îl fixați acolo și fixați și privirea la punctul ăla. Mâna o duceți de unde vreți să faceți linia dreaptă, dar ochiul să fie numai și numai în punctul pe care l-ați fixat. Și să știți că este linia dreaptă. Așa e și cu noi. Păi dacă eu mi-am fixat un punct de acasă, ce caut să nu mă duc cu privirea către acel punct și mâna să fie dirijată către acel punct, ca să fac o linie dreaptă? Dacă nu, merg în zigzag și încep și orbecă-i, vine noaptea, nu mai văd nimic și așa mai departe. A să zic că trebuie să fim foarte, foarte atenți la mesajul pe care îl auzim. Pentru că, să spunem, chiar cineva are intenții foarte bune. Foarte bune. Dar dacă intenția lui, foarte bună, are posibilitatea de a ne deturna de la drumul nostru de acasă către Dumnezeu, înseamnă că nu e bine. Noi trebuie să ne ținem linia noastră. De aceea m-am gândit ca astăzi să ne gândim și nu să rezolvăm o problemă, ci să ne punem o problemă, pentru că aici trebuie să aflăm întrebările. Răspunsul, știți unde este? Tot acasă. Noi aici punem întrebările și credem că am rezolvat problema, dar răspunsul nu este în biserică. La sfârșitul slujbei auziți un mesaj extraordinar: cu pace să ieșim. Bun. Ne-am încărcat aici cu pace, ieșim, dar ce facem dincolo? Liturgia de după liturghie este cea mai adevărată. V-am mai spus și asta și altă dată. Când ajungeți, în prima intersecție, cineva vă ia fața. La primul stop, deși aveți verde, ăia tot continuă să umple intersecția. Când ajungeți acasă, v-am mai zis și altă dată, ați uitat să luați pâine, degeaba ați luat orice. Dacă ți-ai pus pantofii în V, trebuia să-i pui în 2 roman, adică II. Dacă nu i-ai pus pe ladă, trebuia să-i pui sub ladă și așa mai departe. N-ai deschis sertarul sau ai deschis sertarul și ai uitat să-l mai închizi la loc. Ai luat ziarul și l-ai pus în alt colț decât trebuie. Aceasta este liturghia după liturghie. Să nu credeți acum că noi, dacă plecăm de aici, suntem sfinți și suntem exonerați de orice altă obligație și ispită. Noi aici, de când ne-am pus întrebările, și încet, încet, până duminica viitoare sau cealaltă, începem să primim răspunsurile de acasă. De acasă, acolo unde, deși pe la locurile noastre suntem foarte bine văzuți și foarte bine vorbiți, acasă ți se spune în toate felurile cum meriți de alminteri, acasă trebuie să fii atent să nu-ți sară muștarul, cum zice românul. Acolo este întâlnirea cu Dumnezeu. Aici, de când ne antrenăm la biserică. Să nu credem că bătând pragul bisericii și tocindu-l am rezolvat problema cu Dumnezeu. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu asta vrea. Dumnezeu vrea să vinem și pe aici când trebuie, dar ne vrea să rezolvăm problema atingerii lui Dumnezeu acasă. Acasă unde cel de lângă tine nu-ți mai zice să trăiești șeful, cel de lângă tine nu mai zice că e bine, deși nu e bine, și curăță după tine o jumătate de zi, acasă unde primești tot ceea ce înseamnă ingredient să te apropii de Dumnezeu. Inclusiv întrebarea, cine este cel care s-a atins de mine? Adică să recunoaștem tot. Iubiți credincioși, aș vrea să vă las în această provocare frumoasă și să nu credeți că sunteți singuri, și eu mă las în această provocare frumoasă, ca până în seară să vedem dacă putem să ne apropiem de Dumnezeu în sensul în care astăzi ne arată Dumnezeu că cel care are credință se apropie de El cu folos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.